Asigurarea culturilor agricole la societățile românești de profil este inflexibilă și nu prezintă încredere. Asta spun fermierii, care mai zic că sunt doar două firme care se ocupă de acest sector. Așa că agricultorii în România aleg sucursalele directe ale societăților străine reglementate și autorizate în România. În plus, acestea au atins un nivel istoric anul trecut pe segmentul asigurărilor agricole. Tot mai mulți fermieri români caută societăți de asigurări străine atunci când vine vorba despre asigurarea culturilor, pentru că pe cele locale, spun ei, nu se pot baza. Conform datelor oficiale, subscrierile sucursalelor autorizate și reglementate în străinătate au atins un nivel record. Vorbim despre 134 de milioane de lei din subscrieri pentru societățile din străinătate, un nivel aproape dublu față de cel din 2021. În tot acest timp, societățile locale înregistrează mai mult stagnări și creșteri nesemnificative. În plus, au și avantaje. Agricultorii susțin că au găsit la societățile străine mai multă flexibilitate și mai multe opțiuni. Lucrez 1850 de hectare. Asigurăm culturile din totdeauna. De cel puțin sunt un fermier care niciodată nu m-am lăsat de a nu-mi asigura culturile. Înțeleg că e societate străină. Au fost mai atractiv. O societate care activează pe piața Uniunii Europene, are o expunere mai mare, dar are și un portofoliu mai mare de clienți și o formă de reasigurare mult mai bună decât ceea ce se întâmplă în România. Le dă poate dorința de a intra pe această piață, care să știți că are un potențial de creștere. În România doar o mică, mică, foarte mică parte din arealul agricol este asigurat. Dintre societățile cu capital românesc, cu excepția a două firme, niciuna nu a lăsat de înțeles că are o politică clară în ceea ce privește asigurările agricole sau că face din acest segment o țintă de business, vânzările fiind mai degrabă ocazionale. Una dintre cele două societăți domină piața, atât ca număr de polițe, cât și ca volum al subscrierilor și valoarea plăților.